Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineți, aici la Hunătoarea 1 TV. E o dimineață de luni, așa, de început de săptămână. Suntem în august, nici nu știu, 5, cred. Nu știu, bună dimineața, Andra! Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Astăzi sunt cu fetele, că Rosi e la vacanță. E 5 august, fetelor, nu? Îl așteptăm pe Rosi cu poze și filmulețe din excursie. Îi dorim concediu plăcut și să nu uite de noi, să nu ne uite, să nu îl buzim. Ce ziceți, fetelor, îl buzim pe Rosi în concediu ăsta? Nu, zice Andra, Bia zice da. O să vedem, cu siguranță nu scapă de noi, că n-are cum să scape de noi. Că asta e viața. Dragii mei, e la început de săptămână și suntem în vacanță cu marea majoritate dintre noi și dintre cei care sunteți acasă, în spatele televizoarelor, în fața televizoarelor, în spatele camerelor de luat vederi. Și cu siguranță vă puneți întrebarea, oare astăzi ce să fac? Na, ca noi am căutat să vedem ce am putea face în aceste zile de vacanță și să nu merge prea departe de casă. Și ce credeți? Nu mergeți prea departe de casă, că mergeți numai ci la Hunedoara. Ca ci la Hunedoara, la noi acasă, acasă la Hunedoara, mereu găsim, și vorbim de municipiul Hunedoara, mereu găsim lucruri tare faine să ne petrecem timpul. Nu știm cu exactitate ce se va întâmpla într-o zi de luni. Nu cred că este vreun eveniment special, dar cu siguranță Castelul Corvinilor e cu porțile larg deschise. Nu știm programul. Fetelor, ia știți programul de la Hunedoara, de la Castel? De la 9 la 8. Ne tot uităm stânga-dreapta, fetele caută, o să venim cu informare. Cert este că pe strada, acum mergi către Castel, ați auzit deja o voce lângă mine, sunteți curioși, n-am dezvăluit vineri cine e invitat de luni. Pe strada, acum mergi către Castel și o rog pe Andra să ne pună una din poze prima dată, e bine și așa. Strada Cloșca numărul 2, la 400 de metri de Castel. Dacă mergeți la Hunedoara, găsiți o călătorie în timp, o expoziție inedită, Epoca de Aur și Democrația. Cred că inedită în județul Hunedoara, nu cred că mai există. Dacă aveți alte dovezi că mai există undeva în județul Hunedoara, noi așteptăm să ne contraziceți. Și bineînțeles că pe cadru larg ați văzut și cine e invitatul meu din această dimineață, Romică Bârsan. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Ioana Pup! Al Hunedorean așa mișto. Nu știu, acolo la Hunedoara, aici așa la municipiu, Hunedoara acasă, sunt oameni tare faini. Care e secretul? Doamnă dragă, nu vă contrazic. Secretul? Nu știu. Nu știți? Nu. Vedem până la finalul celor 50 de minute de emisiune care e secretul. Noi încercăm așa de-a lungul emisiunii să vedem pe unde a umblat acest om fain. Și de ce s-a gândit el să deschidă la Hunedoara, noi spunem muzeu, am fost corectată, expoziție, că presupun că are numai o cameră. Are numai o cameră? Expoziția? Da. Nu. Are două? Nu, cinci. Și atunci de ce nu e muzeu? Păi muzeu e un pic mai complicat ca să primești numele de muzeu. Și titulatură. Exact, ca deci și e vorba de titulatură, expoziție, am înțeles. Ea se numește Expoziția Permanentă Pașii României prin Socialism și Democrație. Wow, ce tare, fain. Am văzut, cei care n-ați fost, știți că există memorialul durerii, cel puțin ăla e așa foarte dureros. Eu l-am vizitat la Sighetul Marmației și n-a rămas cu un gust prea dulce. Dar m-am uitat peste poze, mea culpa.
Merg la Hunedoara cel puțin de două ori pe săptămână. Dar n-am văzut că există muzeu. Îi mulțumesc Petronelei Tămaș pentru că ea este autoarea acestei întâlniri dintre mine și domnul Romica Bârsan și sororii acesteia, Mihaela, de la Gău Hunedoara, pentru că ele știu, au știut cu mult înaintea mea că acest muzeu există, această expoziție există la Hunedoara. Dar eu dacă am aflat, m-am gândit așa să împărtășesc cu dumneavoastră. Că e tare fain așa să știi că aici, aproape de casă, poți să călătorești în timp. Călătorim în timp, dragii mei, și putem să dăm drumul la poze și pe urmă să aflăm și de unde e ideea în timp ce povestim. Mulțumesc Andra, că Andra e astăzi pe regie, Bia e la camere. Vedem aici imagini din expoziție. De ce v-ați gândit dumneavoastră, am pus întrebarea și când am vorbit la telefon, să expuneți aceste lucruri într-o expoziție, să le adunați la oaltă și să le puneți în niște încăperi, să deschideți porțile și să le spuneți oamenilor, uite cum era, pentru că de multe ori trecem cu, nu știu, mult prea ușor peste copilăria celor care astăzi au mai mult de 34 de ani, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, așa ca noi, că ne aducem aminte din copilăria noastră. Deci ați considerat că toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați strâns acolo trebuie aduse în atenția publicului? Această expoziție, normal, s-a născut cu 12 ani jumate în urmă, asistând, eram în Italia la o discuție și de acolo a plecat totul la profesoară de istorie. Când m-am întors înapoi în România, am început să fiu atent, eu mai mult, peste jumătate aproape din viață, nu am trăit în România și am început să fiu mai atent. Și am văzut că nu prea se vorbește de perioada respectivă, se vorbește numai de părțile rele. Și normal nu este corect, ca orice regim are părți bune și părți rele. Face parte din istoria noastră. Corect. Cum a spus mai devreme, pentru noi, generația 70-80 este nostalgia copilăriei. Corect. Ceilalți, generația 60-50 și 40, este nostalgia tinereții, că au trăit, au muncit în acea perioadă. Foarte frumos. Că vedeți dumneavoastră, nimeni nu este nostalgic după comunism sau după tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nostalgia este tinerețea și copilăria. Oamenii intră, văd obiecte și aduc aminte și generațiile care vin trebuie să știe că am fost capabili să facem anumite lucruri. În proporție de 95% ce se află acolo a fost fabricat la noi în România. Asta nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Înțelegeți? Și le-am adunat din România, de la colecționari, pe la piață de vechituri. Inclusiv sunt exponate acolo, aduse de mine înapoi în România. Că dacă nu erau colecționari străini și români, multe obiecte se distrugeau. Colecționarii le-au salvat. Și pentru fiecare obiect care îl puteam să-l răscumpăr și să nu se distrugă, eram mândru. Mergeam prin ploaie, prin frig, căutam. Înțelegeți? Și iar am umblat foarte mult și în zona Harghitei, Târgu Mureș, că multă lume spuneau diferite povești, înțelegeți? Și am primit multe obiecte de la oameni, de etnie maghiară, etnie germană, etnie tătară, care undeva pot să spun că sunt mai români decât suntem noi. Uneori, da. Sincer. Deci, spuneau, domnule, obiectul ăsta are o valoare istorică. Eu am fost cineva pe vremea aia. Fiindcă am învățat. Înțelegeți? Oamenii sunt nostalgici, după cum am spus, după tinerețea. Corect. Foarte frumos spus. Ne întoarcem la acea profesoară. Era o profesoară de istorie româncă? Da, din București era, așa, doamna respectivă. Și ați întâlnit-o în Italia. Da. Și ea v-a convins că totuși istoria României din acea perioadă merită cumva adusă în atenția publicului. Eu am întrebat-o, zic, doamna profesoară, în istoria României, ce mai este? Și s-a uitat doamna la mine, a oftat și a spus, domnule, ce mințeau comuniștii, dar ce se minte acum?
este dezastru. Foarte dur spus. Deci, mai singur. Dur nici nu ca se putea. Avem aici în imagine, Andra, te rog eu să păstrezi poza o perioadă mai lungă de timp. E Dacia, dacă nu mă înșel, în formele ei, de la 1000... Cât s-a produs prima Dacia? În România. Spre cine mă uitesc? Nu știm. Dar știu că e Dacia 1100. Și avem mașina Dacia în toate formele ei până la renumitul Duster. Da, da, normal. Da, e o colecție de mașinuțe, de machete, care, cum le-ați colecționat? O parte din ele sunt de la revistă, exact. Știu, și eu am colecționat, pe urmă le-am făcut cadou, pentru că am dat de niște puști foarte interesați și le-am făcut cadou. O parte veniseră cu o revistă la un moment dat. Exact, a fost cu o revistă acum, nu știu, cred că acum 17-18 ani, nu știu exact. Da. La mine a plecat... Nu am colecționat așa ceva și nu știam că există dacele de colecție, dar din întâmplare, chiar este expusă, dar nu am o fotografie, am găsit-o la piața de vechituri, o Dacia roșie, Dacia 1300, fără roți, nu avea oglinzile, și l-am întrebat pe domnul cât costă și mi-a spus că 5 lei. Am scos banii, i-am dat și zic, dar ce s-a întâmplat cu Dacia asta? Și domnul se uită la mine zâmbind, spune... Un copil rău a distrus-o. Și am început să râd. Și zic, dar unde au apărut dacile astea? Și atunci domnul mi-a zis că a fost la o revistă. Da. Și astea care le vedeți este toată colecția completă de la Dacia 1100 și celelalte mașini, inclusiv sunt și Citroene care se făceau în anii respectivi. Astea. Și am căutat. Prima dată am găsit fără... nu era un țiplă. Am găsit câteva chiar aici la Simera, la o doamnă, le-am cumpărat și după asta am găsit colecția completă la cineva și atunci am cumpărat-o, zic, vreau să fac toată colecția și să am toate dacele și Aro. Și celelalte dacele Duster, nu de pe primul nivel, al doilea nivel, cele mai mari, alea nu sunt din România luate. Alea sunt din Germania. Da, pentru că Duster-ul e vedetă în Germania, dar am văzut și eu cu ochii mei și în Franța. Da, da, da. Și alea sunt din Germania luate. La noi nu se face așa ceva, am înțeles. Și atunci le-am cumpărat de la un colecționar german. Primul Duster l-am văzut în Germania, deși râdem și glumim, era fabricat în România, primul Duster l-am văzut în Germania. O secundă, eu mă referam la machete. La machete. Că nu sunt fabricate în România, da. Dusterele, da. Dusterele, primul Duster pe care l-am văzut, deși era, nu circula pe drumurile românești, circula pe drumurile Germaniei, prima mașină Duster pe care am dar văzut-o este o mașină era circula în Germania. Acum câțiva ani buni ar trebui să stau să-mi dau peste cap viața acasă. Andra, dăm drumul la poze, ne mai uităm. Avem jucării din epoca de piatră. Epoca de aur. Eu vreau să mă contraziceți, oricum o să mă contraziceți. Dacă e foarte fiecare fain. Fiecare om are punctul lui de vedere și trebuie să respectăm deci lucrul nu ăsta. Nu pot să cred, m-am uitat la poze, mi-aduc aminte câte jucării am distrus. O parte din ele sunt chiar după Revoluție, în primii ani după Revoluție, cele de jos, eu mi-aduc aminte căpoșii aceia, nu mai știu cum se numeau. Strângarii. Dar nu sunt după Revoluție, sunt făcuți pe vremea când exista fabrica Rădeanca și e o copie după Roșcovanul de la, pe vremea respectivă, URSS, de la ruși, din Rusia. Fiindcă ei aveau și ei aia și românii au copiat. Și ce au zis, măi, dacă ăia toți au părul roșu, noi să-i facem blonzi, bruneți cu părul castaniu și sunt și unii sunt chiar valoroși. Bine, sunt foarte mulți în colecție, eu am numai 20, dintre strângarea aceea. Acolo în stânga o văd pe scufița roșie. Eu cred că mama o mai are în pod. Ar trebui să mă duc acasă să caut foarte mult. Și acea pisică cu mingea. Da, nu pot să cred. Mingea, mergem da. Mai departe. Andra, dacă te rog din suflet. Aici o altă Lego. Ce, da, aici ce este avem? Colecția Lego. Așa.
fiindcă expoziția se numește Pașii României prin socialism și democrație și astea sunt în democrație, zic, să arătăm și astea, cu jos pe primul sertar sunt Lego City, după aia vine Lego Technic, Jurassic Park, Harry Potter, supereroi avem și acolo unde este Harry Potter, pe al treilea nivel, este My Little Pony. Aia, acum nu, undeva în suflet suntem toți copii, este colecția mea de suflet, am vreo 1000 de căluți de aia, toți diferiți, știți, și acolo sunt vreo 100 și ceva aranjați și deasupra caii și păpușile fac inroci parte din colecția Barbie. Barbie. Exact, avem și un filmuleț la un moment dat. Da, aici este colecția Barbie. Deci cei care n-ați prins începuturile, deci eu am rămas șocată, astea sunt începuturile Barbie. Da. Deci pentru noi, cei la vârsta jumate de secol, care am prins, eram undeva între copilărie și adolescență, mi-aduc aminte, foarte fain, mulțumesc, Andra, ai înțeles ideea, da? O colecție și cu jucăriile din epoca de aur. Foarte tare filmuleț, o combinație de unde am plecat și unde am ajuns în epoca Barbie. Poți să-l mai repeți odată, Andra, pentru cei care sunt acasă. Să știți că eu mi-aduc aminte că ne era rușine. Eram deja destul de mărișori, 92-93, când au apărut în România. Nu mai aveam curajul să ne bucurăm ca un copil adevărat de primele păpuși Barbie, că ne era rușine, eram adolescenți, dar nu mai eram copii la prima tinerețe, dar mi-aduc aminte prima păpușă Barbie și unica pe care am avut-o și pe care am păstrat-o până la urmă, așa, fără să ne lăudăm cu ea pe Facebook. De ce spuneați dumneavoastră mai devreme că ne era rușine? Mi-a plăcut, dacă mai țineți minte, Cowboya din perioada comunistă, da, și aveam eu câțiva să-i uităm, și ca acele să nu râde surorile mele, și eu eram adolescent, aveam vreo 15-16 de ani, 15-16 ani, mă duceam la dulap, deschideam ușa și mă jucam cu ei. Și ne jucam cu ei, da, să nu ne vadă nimeni. Surorile mele sau părinții mei se râdă de mine. Vestitele, figurine. Exact, de cowboy și indieni. Le primeam cadou de la cei care veneau din străinătate după Revoluție și aveau curajul să se întoarcă acasă și ne era rușine să ne jucăm cu ele. Ăsta era adevărul. Am avut un șoc după ce am văzut imaginile, după ce mi-ați trimis pozele. Dragii mei, e doar o porțiune, așa câte un picur din cele 5 camere, pentru că foarte fain ar fi să mergem acolo să-l vedem. Chiar merită. Am văzut costume, uniforme militare pe care nu le mai vedem. Mi-aduc aminte povestea acelor soldați. Păcat că n-am reușit să ne păstrăm cumva măcar un pic din identitate. Eu am fost și șoim, pionier m-au făcut la Năvodari, că așa a fost. Am ajuns și utecistă, am prins puțin. Eu n-am fost făcut pionier. Așa, povestiți-mi, de ce n-ați fost pionier? Eu am fost catalogat ca un copil problemă, că ne înțeleg din ce vorbesc. Eu sunt un, acum sunt un, am aflat adult că sunt un dislexic matur și pe vremea aia nu se știa de logopedie sau, și am fost dat deoparte, marginalizat. Dar asta a fost pentru mine și un atur, fiindcă eu am devenit un războinic de mic și spuneam tot timpul, cresc eu mare, vă arăt eu ce pot să fac. Și tatăl meu, dumneavoastră, îmi spuneam, când exista combinatul în Adara, că am să dau la lopată. Și mă uitam la tatăl meu, că ei mă înțelegeau, erau obișnuiți cu mine și spuneam, eu nu m-am născut să dau la lopată și nu voi da o zi. Se uita așa la mine și după 90, i-am spus, ți-am zis că nu sunt făcut să dau la lopată. Și am suferit foarte mult pe chestia asta, că n-am fost făcut pionier, că era o mândrie să fii făcut pionier, te ducea în diferite locații și era frumos. Dar asta a fost și acum nu putem să generalizăm, că toți învățătorii sau Nicolae Ceaușescu erau vinovați nu pentru aveau asta. Putere, asta depindea de individ în parte. Exact.
Înțelegeți că am avut, au fost dascări foarte buni și dascări îndoctrinați în prostie. Da, corect. Ca și acum. Exact. Nu există nicio diferență. Nu contează exact. Că a fost un regim sau altul. Timpul noi, oameni noi. Timpul noi și tot noi. Da. Și la timpul noi, tot noi. Că așa e. No, nu mai e aia, e aia. Dar asta e politica și nu putem să schimbăm noi, dar putem încerca. Apropo, să... că ați spus politica. Expoziția este apolitică. Noi nu facem politică sau apologie comunismului. Că mai aud expresii, mai ales de cărcotași, oamenii care vor să facă pe deștepți, să facă impresie celor din jur, care dau aiurea din gură, înțelegeți? Fiecare expoziția... încercă să se ridice pe umerii cuiva. Exact. Expoziția este strict între dumneavoastră. Cultură și educație. Cum am trăit? Cum am, sau cultură și istorie, pardon, mai bine spus. Timpurile din vremea respectivă. Eu nu îl slăvesc pe președintele Nicolae Ceaușescu sau Partidul Comunist Român, ca, sincer să fim, la 17 ani, doamna scumpă. Nu înțelegeam, ce mă interesa, noi n-am înțeles, da. Ce interes aveam eu pentru politică, că am avut eu la Revoluție, 17 ani, eram un adolescent, ne interesa să ieșim în oraș, să mergem la o discotecă unde se putea și cum se putea, înțelegeți, dar nu, nici de cum, dar oamenii care intră în expoziție și văd, li se fac pelea găină, că și mie de multe ori mi se face pelea de găină când le văd reacțiile lor, că și amintesc, fără să vrăie. Și generațiile după 90 care sunt născute sunt încântați să vadă anumite exponate, cum s-a trăit, că au auzit de la bunici, părinți. Aici au șansa de a le vedea în realitate. Mulți au pierdut, pentru că sunt foarte mulți care au plecat imediat după Revoluție. Cei mai mulți români au plecat imediat după Revoluție, când începuse oarecare libertate, pentru că era greu să plecăm. Noi spunem că suntem liberi din 98, nu suntem liberi decât din noaptea de 2000, când s-au ridicat vizele, și atunci noi ăștia trecuți de prima tinerețe ne aducem aminte, am putea face și despre asta o emisiune, mai ales cei care le-am trăit pe pielea noastră cu adevărat. Mulți au plecat din țară și eu cred că mulți dintre ei au pierdut acei ani în care modernismul european a început să se combine în casele noastre cu copilăria noastră care venea din comunism. A început să apară câte un bibelou sau câte o jucărie sau câte o chestie venită din afară, primită de la cineva, neamuri, prieteni care veneau din străinătate, sau trimise acasă de către românii plecați dincolo cu primele pachete. Nu înțelegeam exact, mâncare de câini sau mâncăm pateu, că n-aveam nicio... Deci a fost o nebunie generală. Cine nu recunoaște, e problema fiecăruia, dar nu știam dacă mâncăm mâncare de câini sau mâncăm pateu, că asta era viața la momentul ăla. Eu mi-aduc aminte acea intersectare în casele noastre, printre mileurile bunicii, printre mileurile comunismului care le făceam noi la școală, începusem noi să avem tradiții și obiceiuri, musculițele alea pe care învățai și să brodezi la mama le păstra, apărea câte o chestie din modernismul european. La Sebeș venea din Germania, că acolo erau sașii și fiecare își aducea aminte că are un vecin. Și primeam pachete. Și apărea câte o chestie din asta care nu-și găsea locul. Exact, m-am uitat în muzeu, exact o combinație din asta abruptă, să spunem, chiar e abruptă de imaginație, între epoca de aur, când totul era într-un fel strict, dur, totul era în patru colțuri și foarte bine așa închegat, și încep să apară curbele capitalismului, ca să spunem așa, democrației, că era mai dulce arcrișoare. Când ați plecat prima dată din țară, știu sigur că ați fost plecat din țară, deja ne-ați împărtășit asta. Da, în 92. În 92, da. Deci cu prima tranșă de români care ieși. Da, cu pașaport individual sau pe listă din aia ați nu, plecat? Nu, cu pașaport individual. Ați reușit în 92? Da. Era... Când ați reușit să vă dați drumul să vorbiți atât de bine în străinătate, v-ați deschis mintea și sufletul?
Vedeți dumneavoastră, când eu când am plecat așa din România, așa, că este ușor să dăm vina pe țara asta. Am plecat educat, domnule. Am plecat și aveam bun simț. Când aud pe mulți că vorbesc altceva, îi contrazic. Noi, dacă în 1990 păstram bunul simț și educația ca popor, eram departe. Nu toate au fost bune, ci erau. Eu nu pot să vorbesc mult din perioada respectivă, dar îmi dau seama de multe lucruri, înțelegeți? Trebuia să păstrăm asta. Noi n-am mai păstrat nici educație și nici bun simț. Că totul depinde de noi. Nu este greu să fim simțiți. Nu este greu. Acest șervețel să-l ținem în mână și să-l aruncăm la un coș. Dar suntem indiferenți. Egoismul. Cine sunt eu? La noi, valoarea la mulți, mai ales în România, este ce marcă la pantof port, pe tricou sau ce mașină conduc. Mulți oameni, din păcate, se identifică cu asta. Din păcate, la noi, valorile nu mai sunt... Nu e chiar așa, dar avem parte de foarte multe ori de cazuri. Știți că și în viață e ca la dumneavoastră la muzeu. Avem valorile reale, așa cum avem copiii ăștia de la olimpiadă care răstoarnă la jocurile olimpice din Franța. Uite, băiatul de la din comuna Pui care e la, se pare că s-a calificat, David Popovici, fetele fac performanță la gimnastică, s-au calificat după atâția ani, știți? Și ajungi în, așa, cu influențe din astea, ce tare e marca la papuc. Nu e chiar așa, dar am înțeles. Deci în 92 ați plecat de acasă, da, în Germania, da? Da. Și v-ați luat și 5-7 ani de acasă, da, în Traistuță. V-ați dezvoltat ca om în Germania sau ați călătorit așa dintr-o țară în alta? M-am dezvoltat ca om în Germania. Și apoi am avut șansa de a călători, de a umbla foarte mult, de a vedea... Câți ani ați stat în Germania? Păi și acum, eu, da, și acum lucrez și în Germania, dar și în România. Dar știți că e încădere liberă. Spun ăștia că din punct de vedere economic Germania nu mai e ce era în 92. Nici România nu mai era ce era în 90. Mulțumesc, m-a ridicat-o la fileu și ați luat-o foarte fain. Nu mai e, dragii mei, nici în Germania ce a fost, ci că e recesiune în Germania, e recesiune economică, dar peste tot e, că cred că cei 7 ani de acasă îi uităm. Și ajungem la Poșta Română. Cei trecuți de 34 de ani și-au prins copilăria, așteptam aceste pliculețe la ușa Poștei Române. Erau niște plicuri care apăreau o dată de două ori pe săptămână, uneori pe lună, plicuri cu timbre. Și ce credeți că făceam? Ne adunam 7-8 copilași, că eram colecționari, ne spuneam noi, colecționam de la ambalaje de gumă de mestecat, șervețele, afișe, ambalaje de, nu știu, de ciocolată, de orice, și le puneam într-un fel de chestii, caiete, le spuneam clasoare, se numeau pentru timbre, nu știu dacă mai există. Astăzi am avut și asta l-am, e dublură, ți-l dau, dar îmi dai trei, că ăsta e scump, ăsta e unic, ăsta e mai vechi. Astăzi țin în mână niște valori reale. Să știți că multe dintre ele chiar costă foarte mulți bani, ele sunt recunoscute pe piața colecționarilor, nu știu, așa bia, e ok, mulțumesc. Las mai jos. Multe dintre ele chiar sunt valori reale în bani, nu în prețul afișat, ele costau 1,25 lei, veneau în niște pliculețe de hârtie galbene sau albe, mi-aduc aminte, sau roșii, alea roșii erau rare și erau de colecție, da. Mi-aduc aminte că apăreau și erau nițel mai scumpe.
erau 3 lei 50, 5 lei 50, mi-am aminte fisa aceea de 5 lei de aluminiu cu care mergeam. Încă am un plic roșu. Mai aveți? Care, da, păi l-am găsit la un colecționar german. German. Da. Dar să păi, știți, da, nu mai le are mama, că ne-a s-a mutat de la Sebeș la țară și s-au pierdut foarte multe, așa pierdem în viață. Aici avem iar povești, printre care avem și desenele numite Mihaela. Mihaela. Cu Azorel. E cu Azorel. Am crescut cu Mihaela. Fugeam de afară să intrăm în casă să vedem desenele. Dau mai jos. Uite, ea e Mihaela, Bia și Andra. Ea e Mihaela. Și, da. Și Azorel e în spatele ei. Și Azorel e în spatele ei. Era un cățel. Mai erau ăia doi în pantaloni. Eu da, sunt Bolă pic și Poc. Da. Da. Ce, mamă? Hai, rățușca cea urâtă. Uite un timbru de care mi-aduc aminte cu crucea roșie. Mi-aduc aminte că a fost la un moment dat, mai țin minte, ăsta a fost dedicat în timp, ceva, o desfășurare de forțe, mi-aduc aminte că uite ce, 0,50 de bani. Mai găsim timbre din astea așa la poștă sau numai timbrele alea pe care le lipim pe... Am impresia că numai timbrele care se lipesc pe plicuri. Nu cred că mai există nu timbre. Nu se mai face. Și uite aici, Republica Populară Română. Ăsta chiar e dezlipit de pe un... are și ștampilă. A fost într-o zi de 30 a unei luni, pentru că nu poate fi ziua de 30, luna de 30. Deci clar a fost o scrisoare trimisă într-o zi de 30 a lunii, ștampila poștei. Da, foarte alea frumos. Sunt Republica Populară Română. Foarte vechi. Bine, ele ca frumusețe, astea și timbrele arată istoria noastră. Felul cum am evoluat. Exact. Da. Câte timbre aveți? Aici sunt foarte puține. Câte aveți de toate, știți? Panoplii făcute, că astea sunt făcute, că nu le-am găsit așa, fiindcă da, fiecare. Da. Asta este cumpărată separat, foaia este separat, asta este, toate sunt și timbrele. Sunt tot la fel, cred că am vreo 50 de panoplii făcute, care sunt făcute anul trecut. Și mai aveți și care nu sunt puse da, pe panoplii? Da. Am înțeles. Când eu vreau să fac, mă scuzați că v-am întrerupt, și o expoziție a colecțiilor, prin care vreau să arăt sau să trezesc și interesul generațiilor care vin și celor în vârstă să ne aducem aminte pentru a colecționa, că am timbre, am vederi, maxime vederi, diferite reclame, care sunt toate puse în așa ceva. Dragii mei, vederile... fetelor, dragii mei, când mergeam la mare și aveai iubit sau iubită, scrieai vedere. Salutări de la mama. Nu pot, salutări de la mama, nu pot să cred. E de-a dreptul copilăria noastră, avem vederi nu doar de la mare aici. Doamne, că nici nu mai... nici nu mai... astea sunt de la Mamaia, cu siguranță, este litoralul românesc. Aici e tot Mamaia, eu mi le aduc aminte. Deci nu cred, e de-a dreptul minunat. Aici suntem... atât din București, cred că... Nu. De unde? Oradea. Din Oradea, da. Și în tot centru. Oradea, da. Da. Că am vedere unde arată orașele patriei, cum se numeau la vremea respectivă, cam pe diferite tematici, stațiuni, mare, munte, orașe, da, fabrici. Căile Herculane când mai existau, că se desfințează azi mâine, Govora, nu pot să cred, foarte frumos. Dragii mei, o adevărată excursie în porțile de fier. E de-a dreptul din gloria porților de fier. Era o adevărată
poveste să te duci să vezi. Dar să știți că pe vremea lui Ceaușescu s-au făcut părțile da. De fier și Transfăgărășanu, cei care nu aici este maximă vedere, unde este și cu statuia descriere. Statuia lui Avram Iancu de Dumitru Bârlad din Câmpeni. Sunt, știam pe vremea aia să ne promovăm puțin altfel. Dacă treceai prin Câmpeni, luai o fericită, o vedere și puneai în timbru și tu și cel care nu a fost acolo, știai că există așa ceva. Aici și ajungem la județul Hunedoara, Arad, Caraș, Severin, județul Sibiu. Super tare! Cu tematica din vremea respectivă. Deci nu pot să cred. Foarte tare! Foarte tare, foarte tare. Și bineînțelegi, aici acea colecție de timbre de care vă povesteam, ia uite-te, cu fluturi. Era o adevărată poveste să colecționezi așa ceva. Da, astăzi realizez că de fapt stăteam pe o comoară cât... 25 de minute mai avem, dragii mei. Mai am niște tablouri pe aici, mă rog, eu le zic tablouri, așa, panoplii. Niște panoplii, zice domnul Romică Bursan. Și o luăm cu începutul. No, aci e o adevărată poveste, o întorc așa, așa, ai de mine. Avem aici ce purtam... De aici nu pot să cred. Numărul matricol. Eram obligat să purtăm numărul matricol, școala, numărul școlii. Mergeam pe stradă, dragii mei, pentru cei care nu știți, și pe uniforma care era obligatorie purtam aceste... stai să văd. Așa, așa. Aceste numere matricole trebuia să știe tot românul din ce școală ești și din ce oraș. Foarte frumos. Iar pe laterale avem comandant de unitate, era roșu. Ce? De unitate era albastru. De unitate era albastru. Nu l-am aici expus, așa. L-am pe manichin la școală. Și roșu comandant era de grupă. De grupă. Galben este comandant de detașament. Detașament. Deci nu exact. Și plus de astea erau și gradele, care vedeți aici avem tresele. Tresele, galbene, da. Cu albastru și astea. Că aici am pus și o, această imagine cu pionerii. De este unde normal, le aveți astea? De la un joc de cărți. Astea le-am găsit la piața de vechitori, unele, și multe sunt luate de la colecționari. Liceul de matematică fizică Hunedoara, da. 262. Astăzi ce liceu e ăsta? Este la o secundă. Doamne, cum îi spunem? Lălescu, nu e? Nu, Traian Lălescu este acum școala, a fost unde școala 4. Da. Goșdu, Emanuel Goșdu, ceva. Și liceul? Avem liceul numărul 1, liceul Hunedoara. Numărul 2, Hunedoara. Aici le-am găsit, de fapt, cineva m-a sunat la o casă, că îmi făcea curățenie, că te pregătea casa de vânzare și îi spune, vino, poate găsești ceva care te interesează. Și v-au interesat toate. Da, și m-am dus acolo și am găsit chestiile astea, numărele astea, matricule. Normal că m-am bucurat că nu s-a pierdut. Și doamna, a cui a fost casa, după asta vind la muzeu și le-am văzut cum le-am pus pe uniforme. Am găsit și o uniformă de elev de liceu, i-am pus-o acolo, a început să râde, spune, doamne, că mi-am inteles de copilărie. Fiindcă o am expusă în muzeu, în expoziție. O să mai revedem o dată pozele înainte de a ne duce, da, mulțumesc. Fiindcă, știți cum este? Nimica nu trebuie să se piardă. Exact. Rămânem la... prima dată, la astea, ia de-a dreptul greu. No, aceea e o adevărată poveste.
Această panoplie arată evidențiații în munca socialistă și fruntașii care se ofereau celor din fabrici combinate sau iarăși în învățământ, iară pe comune, pe sate, pe orașe. Este una dintre panopliile care le-am făcut. Fiindcă astea le găsești separat și după asta este o muncă titanică să le pui, să le prinzi pe toate pe panoplie, să... De unde le aveți în cea mai mare parte? De unde le-ați și în ce ani? Și celelalte că le-ați găsit la Târgul de Vechituri? În ce ani? Mult după Revoluție? Da, mult după Revoluție. Păi v-am spus că expoziția s-a născut cu 12 ani jumate în urmă de la această doamnă profesoară și atunci am început. Eu mulțumesc la Dumnezeu că am avut și pasiune și anii respectivi să pot să realizez așa ceva. Că degeaba ai una și n-ai cealaltă. Înțelegeți? Eu le-am avut pe amândouă. Și am început să caut, am umblat foarte mult, am colecționat, fiindcă n-am colecționat așa ceva. La Flohmarkt ați găsit multe dintre ele. Pe acolo, pe la Flohmarkt, prin Germania. Am găsit și eu foarte multe. Astăzi găsit, recunosc că îmi pare rău că nu le-am adus în România. Am găsit și în Germania, așa? Dar nu am găsit multe. O singură dată unde am găsit foarte multe în sine, multe, erau vreo 30 și ceva, dar n-am aici panoplia, este cu pioneri și cu diferite tematici, tot pioneri și șemii. Patru, a fost un Ohrid. La un domn anticariat avea acolo în centrul Ohridului, în Macedonia, și când am văzut, zic, mă duc să văd și îl întreb, zic, aveți ceva din România? La care se uită la mine, spune, da, hotărât așa, nu. Și zic, bine, vă mulțumesc, am dat să-i spune, o secundă. Și-a adus aminte. Spune, stați că am ceva. Că el a făcut facultatea în România și chiar mi-a venit cu alea, vreo 25-30, dar nu a fost mai mult de 30 secunde, am găsit o grămadă de insigne, cu pioneri, cu șemii patrii și le-am cumpărat pe toate. Zic, când v-ați un preț bun, spunea că e pe toate normal. Nu, zic, atunci le-a pe toate și tot acolo, dar în altă parte am o piesă în expoziție, cu județul Timișoara, tot din perioada Republicii Socialiste România, care am cumpărat-o. Că era, îi arată cu județul Timișoara și am adus-o înapoi acasă. Știu că tot la fel. Ah, și am găsit ceva acolo. Mi-am adus acum aminte o cană de la Dinamo din perioada comunistă. Că și acum, dacă nu mă înșel, mai este Dinamo. Nu sunt sigur. Este. Numai e Valentina noastră să se ocupe de el, dar Dinamo este. Nu s-au desfințat. Acolo, în față, Bia, dacă te duci cu camera, acea panoplie e... Epoleți. Epoleți. Dar ăștia sunt făcuți de dumneavoastră, am înțeles? Nu. Ei sunt așezați de mine pe panoplie. Da. Epoleții sunt făcuți la croitorie. Da, sunt din zilele noastre. Epoleții acelea sunt epoleți de general, de la general cu 2 stele până la general cu 4 stele. Cele costea le-am pe altă panoplie. Astea sunt din perioada de astăzi. Normal, sunt actuali. Așa. Da, avem și o panoplie cu grade de colonel pe vremea comunistă. Da. Și aici avem diferite arme, cum este și la acea panoplie, ca să vreau să spun, de unde sunt generale, că astăzi sunt numai 3, terestru, aerian și marin. Aici aveam mai multe arme, avem aviație, avem pompieri, avem parașutiștii, avem auto, justiția militară, topografie, aceștia sunt, avem medicina umană, grăniceri, care din păcate nu mai există astăzi arma și este poliția de frontieră, a fost înlocuit și dincolo este colonel de marină. Bine, astea este una din panoplică. Eu, la un moment dat, când am început să adun, am vrut să fac armata română în uniforme și mi-am dat seama câtă muncă este, că eu în expoziție am peste 100 de manechini. Și când am văzut câte uniforme trebuie, zic, domnule, zic, este imposibil. Hai să încerc să fac armata în epoleți. În epoleți. Da, și cu epoleți, începând de la fruntaș până la general. Și ce vă lipsește din colecție? Păi mai lipsește. Mai lipsește. Lipsesc multe, dar am 40 de panoplii făcute. Numai cu epoleți.
fiindcă este imposibil să le faci pe toate. Și cele mai multe le-am din perioada comunistă, am și din Republica Populară Română și după Revoluție. Fiindcă vreau să arăt evoluția gradelor. Cum a evoluat, cum s-a schimbat și astăzi, normal, epoleții care sunt actuali, nu mai sunt, se fac din metal, se brodează direct pe epolete. Și e frumos să se știe, să se cunoască, e mult mai ușor de arătat aceste panoplii. Mă macină o întrebare de când am aflat și de când am vorbit prima dată la telefon. Cu ce... Când te hotărăști să faci ceva și cât de costisitoare este, da, să nu uităm, o vreau și asta, dar câți bani ați investit până acum? Dar nu asta e întrebarea care mă macină, asta e următoarea. Cu ce ați început? Adică care a fost primul obiect care ați zis ăsta și de la ăsta pornesc? Primul obiect a fost o pereche de epoleți de la racheta antiaeriană și stiletul domnului colonel Cristo Țanicului. Și de acolo a plecat. Primele obiecte care le-am, fiindcă, și pe care asta vreau să-i mulțumesc și domnului colonel, fiindcă și el m-a sprijinit foarte mult în demersul meu. Și a umblat cu mine, s-a sunat foști colegi, umblam împreună prin toate pețele, căutam, ne bucuram. Și plus de asta, și domnul colonel Cristoțan Nicolae, a făcut liceu militar și Academia Militară, m-a învățat ierarhia gradelor. Să, fiindcă și astea nu este așa simplu de știut. Ați ținut vreo socoteală, nu mai avem timp, se cam termină. Ați ținut vreo socoteală câți bani ați investit în această expoziție, muzeu de la Hunedoara? La un moment dat, da, dar după asta nu m-a mai interesat. Eram bucuros că pot să-mi procur lucrurile astea. Eram undeva mândru că eu am și obiecte unicate. Înțelegeți? Care sau nu s-a făcut două, s-a făcut numai unul. Înțelegeți? Deci, nu știu, la mine este și mult suflet pus. E multă pasiune. Când vedeam ceva, cum vă dau un exemplu, am tabla cu regiunea Hunedoara. A fost dată în 1968 jos de pe primăria Hunedoarei. Acum, 4 ani jumate, când a ajuns tabla aia la mine, a fost o satisfacție. Atât de bucuros eram și asta știu de la dumneavoastră pe domnul Răceanu Viorel, care a fost primarul Hunedoarei. Eu i-am conferit domnului Răceanu Viorel în perioada pe când trăia. Am considerat că merge să-i aducem un omagiu, un respect, un segment la mine în expoziție și la domnia sa am învățat foarte multe. Și el mi-a povestit cu tabla care a fost pusă pe primărea Hunedoare când s-a dat jos, când s-a schimbat din regiune în județ. Salvarea ei nu o știu, dar din 68 până 90, dar din 90 un domn de etnie maghiară și eu bănuiesc că acea persoană a salvat-o de la distrugere în perioada respectivă, ca oricare român, cum sunt la noi aici, că s-au făcut foarte multe firme și a făcut și el un ABC. Și a întors tabla invers, a pus-o pe perete și a scris S.C. Caroli, că scrie pe partea cealaltă, ABC. Ați primit vreodată donații după ce ați deschis muzeul? Adică au venit, da, cu un mileu, cu un televizor. Peștele l-avem. Peștele, eu am peștele o pescărie, de pe începând de la 25 de centimetri până la vreo 60 de centimetri, 70. Cu mileurile aferente. Avem și mileuri. Atât. Da, au venit oameni care mi-au adus, dar obiecte mi s-au iară cărți. Că eu am și foarte multe cărți din perioada respectivă, almanache, cum se numea, reviste, acolo, dar așa lucrurile de valoare nu se
donează, nu donează nimeni. Nu donează nimeni. La acum foarte mulți ani s-am povestit și la sora, la doamna Mihaela. Eram în spațiul vechi, dacă mai avem timp să și vă interesează această poveste. O doamnă în vârstă, cum ar fi acum august, foarte cald, dar a fost în iulie. Și mă uit la bătrânii care eram acolo, mă duc la zimul la căldura și zic, doamnă, permiteți-mi să vă ajut, vă luați loc la umbră, vă dau o sticlă de apă și doamna spune, dar ce este aici? Zic, o expoziție. Pe ce expoziție? Zic, din perioada epocii de aur până în prezent. Zic, uitați, după ce vă reveniți, că mergea lângă mine să plătească curentul, că era un chioșc acolo. Și intră doamna, la un moment dat se oprește și spune, aia și cu aia este uniforma soțului meu. Zic, doamnă scumpă, cu tot respectul, zic că uniforma aia nu am primit-o la dumneavoastră. Spune, domnule, aia e uniforma soțului meu. Și mi-a zis, uitați-vă la buzunar în stânga și la asta sunt inițialele lui. Și m-am uitat că am fost curios. Și într-adevăr. Și pe aia mi-a povestit doamna unde le-a dat, cum le-a dat și la mine a ajuns în întâmplare. Nimic nu e întâmplător în viață. Nimic, doamna scumpă. Și îmi spune, domnule, după ce îmi plătesc factura că vreți să veniți cu mine, vreau să vă dau viața soțului meu. A fost colonel la antiaereană și mi-a dat brevete, ordine. Doamna avea 74 de ani, nu știu dacă mai trăiește. Încă o dată poza cu strada Cloșca, iubita, pe așa, mulțumesc. Ne luăm la revedere. Spațiul de emisie s-a epuizat. Epoca de aur și democrația, dragii mei, nu e departe de noi. Ia ci la Hunedoara, acasă la Hunedoara, în municipiul Hunedoara, strada Cloșca numărul 2, la 400 de metri de castel. Găsiți foarte ușor, sunt convinsă, după ce am aflat că există, am găsit foarte, foarte ușor locația pe net. 0768 636 823, ăsta e numărul dumneavoastră de telefon, da. Presupun că cei care vreți să sunați, să nu faceți un drum la Hunedoara în prealabil sau mergeți în grupuri organizate, profesori, învățători, astăzi, zile, vacanțe, nu știți ce să faceți cu pruncii, plouă, nu e vreme de ștrand, un autocar, un microbus, prețul unui bilet până la Hunedoara nu cred că e foarte scump. Vizitați și castelul, dar vizitați și această expoziție, căci că nu e muzeu, că e prea așa sofisticat. Dar eu cu siguranță o să revin într-o altă emisiune de matinal, de aici la Tale Dimineții, cu imagini o să mă merg să văd, promit, n-am ajuns ieri, deși mi-am dorit, dar o să vin să-l văd. Bastard. Și să revenim cu imagini de acolo, din muzeu. Pentru că merită. Cu siguranță unii dintre noi ne regăsim pe bucățele copilăria și tinerețea. Iar cei care sunt așa de vârsta Andrei și a lui Bianca, vă dăm voie să râdeți de noi că am crescut cu Mihaela și chiar vă chemăm să mergem împreună la muzeu, la Hunedoara, la expoziție, să vă povestim cum era cu alea 30 de minute de emisie seara la televizor, când toți suntem la Hunedoara 1 TV și emitem, dragii mei, din plin astăzi. Pe vremea aceea ne uitam la Mihaela 5 minute. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc, doamna Ioana Pop, pentru invitație. O să ne mai întâlnim, cu siguranță. Simt eu așa că o să venim la Hunedoara și o să ne mai întâlnim, că probabil sunt foarte multe bucăți din viața domnului Romică Bârsan care nu au fost spuse. Nu mi-a răspuns la întrebare dacă în Germania și-a dezvoltat darul vorbirii. Dar în următoarea emisiune, cu siguranță, o să aflăm cine l-a îndrumat. Aici ne luăm la revedere și eu vă reamintesc că mâine e marți. Mâine e marți și alături de noi, la Tale Dimineții, vine o femeie minunată care știe să alerge, acum face foarte mult sport. De curând a fost pe munți,
nu știu eu exact unde mi-a zis la telefon, dar o așteptăm mâine dimineață alături de noi să ne spună cum a fost și cum e cu asfințitul și cu răsăritul. Dorela Murărașu. Ah, că mi-a ieșit. Nu i-a ieșit la Petronela să râdă de mine în această dimineață. Vă pup, vă iubesc și ne revedem mâine dimineață aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, alături de o femeie care ne învață ce înseamnă sportul, ce înseamnă să învingi în viață și cum ne poate ajuta asta. Ea e un caz clar că atunci când dăruiești cu adevărat, primești cu adevărat înapoi. O să vedem mâine dimineață, stând de vorbă cu ea, cum e să o iei de fiecare dată de la capăt, cu copii, cu tineri, cu oameni mai în vârstă, să-i înveți să alerge, să facă sport, să iubească viața, așa cum eu vă iubesc pe voi.